Bună ziua, vă prezint o rulotă Bürstner, o rulotă de două zone de dormit, cu două paturi mari, de 2 metri pe 1,40. O rulotă foarte, foarte ușoară. 435 TS este codul ei, Premio. 2007 ani de matriculare. Și este foarte ușoară, are 870 de kg goală și 1100 mm. Pentru două zone de dormit mi se pare foarte puțin. Bürstner face parte din grupul Hymer de rulote. Este o rulotă de top, o rulotă bine construită. Grupul Hymer Riba Nova, cel mai puternic grup de rulote existent. Deține și LMC, Deflex, Hymer Riba Nova, Carado, Eldis, Compass, Buccaneer și alte cele. Ca și lungime are 6 metri 525 cu tot cu proțap, deci fără proțap, să zicem vreo mai tem proțap vreo 1,30 m cam mare proțapul și rămâne rulota, 2 metri și 100 lățime și 2 metri 540 înălțime. Rulota a fost adusă anul trecut în România în 2022, luna a 7-a, uniproprietar. Ca extra opțiune avem așa, avem suport de biciclete Fiama, rabatabil în față, două biciclete, asta costă undeva la 200 de euro. Avem un umbrar pe toată suprafața, deci nu este cort, este umbrar, marchiză sau copertină, cum vreți să-i spuneți, cu... avem aici bețele, aici avem cuiele de ancorare și niște sfori de ancorare. Da? Această copertină umbrar costă undeva la 250 de euro din ce am căutat eu pe net. Avem o baterie pe 12V AGM, deci foarte puternică, de 80 de amperi de BMW este. 300 de euro costă, puteți să căutați pe net. Un televizor, o bucătărie Crespo. Aceasta costă 200 de euro. Vă arăt aici, se montează foarte ușor, este din aluminiu. Decât ați tras puțină de aceste bețe și s-a făcut direct, e tip fagure, să zic așa, sau nu știu exact cum se numește, da? Deci imediat se pliază sau se face. Foarte îngustă, deci cam atâta se face ea și cam atât înălțime. Se depozitează ușor aici sub patul matrimonial, unde avem ușa mare de vizitare. Deci asta se pune afară frumos, avem aici două sertare. Și încă două în partea dreaptă. Asta este impermeabilă. Deci nu intră ploaia. Schelet de aluminiu. Într-un minut ai montat-o sau ai demontat-o. Foarte ușor. Avem jante de aliaj. Borbet. Cauciucuri noi 2022 sunt, am de fabricație și sunt ceuri 185-70-13C, au costat 200 de euro amândouă. Să mai puțin să pun actele la interior. Dacă tot am pus scara, să începem prima oară să vă arăt partea de sus. Plafonul este dintr-o bucată, nu are îmbinări deasupra aici ca să riscăm infiltrații, să băltească apa și să intre pe lângă șine. Deci este dintr-o bucată din spate până în față. Avem o trapă mare panoramică Dometic, încă o trapă la baie 40x40 și încă două aerisitoare permanente, să zic așa, de nu știu cât să zic, au 20 de centimetri. Una în față și una în spate. Aici avem aerisirea de la coșul de la sobă și cam atât, arată foarte bine. O secundă să dau scara la o parte, nu ne mai încurce. Rulota este înmatriculată pe Mureș, am fiscal de la persoana de pe carte și de pe talon.
Eu am programare să o înmatriculez pe numele meu pe 1 septembrie. Dacă nu se vinde până atunci, o matriculez. Dacă nu, dau cu fiscalele mai departe, să nu mai fiu al doilea proprietar pe carte. Ce vreau să vă spun. Deci, Burzner, făcut de grupul Heimer. După cum puteți observa, în partea din spate are direct perete, deci are partea de sus aluminiu, are aici o îmbinare pe lateral unde se scurge apa frumos, deci ca să nu apară risc de infiltrații. Apoi din nou perete de aluminiu frumos până jos. Nu are bară de plastic ca să se crape în timp de la soare, de la să se coacă. Avem decât stopurile frumos atașate, niște ochi de pisică, numărul, a treia lampă de stop pe frână și în rest, deci v-am spus, e direct perete, e făcută, construită solid. Să vă arăt și de desubt. Podeaua arată impecabil și la colțuri, fără infiltrații, o rulotă în stare foarte, foarte bună, a spune eu, aproape impecabilă. Puțin folosită, o să vedeți și de ce, la interior cum arată mobila și peste tot. Lateral avem din nou tablă buburuzată, aluminiu, tipic europeană, rulota este construită în Germania, ușa pe dreapta. Din nou avem dintr-o singură bucată, acolo avem o șină de îmbinare. Din nou toată partea din față este de aluminiu, nu avem bulcul acela atașat de plastic, avem doar ușa de vizitare de la bulc care este de plastic, atât este de plastic la această rulotă pe exterior. Hai să-i punem piciorul, picior de sprijin aici. Ok, am montat piciorul, sper să se vadă bine. Da, deci asta este perete ca în interior, o să vedeți imediat ce vă spun. Să vede peretele care vine lateral, n-are zgârieturi deloc pe aici, normal la o rulotă mai mult folosită, aici apar multe zgârieturi, se freacă aceste obiecte pe aici prin bulk. Da? Partea de sus e, v-am spus, n-aveți ce să găsiți infiltrații și uitați-vă acum în partea din față unde are perete normal ca la interior. Da? Și jos. Am să vă arăt prima oară și sus, prin peretele. Nu știu dacă se vede bine, veniți la fața locului și o verificați. Deci aici este perete, da? Vine peretele de sus. Mai rar vedem așa construcție la rulote. De obicei aici în fața au plastic. Tot bulgui de plastic și se poate fisura. Dacă îl atingi, mea se sparge. Da? Deci perete. Ok, aici în bulc avem o priză pentru televizor, cablu de 220, deja cu ștecherul european sau cu ștecherul de tras greu pentru anumite campinguri de afară, roată de rezervă nefolosită, cheie de calare a roților ca să dați roțile jos, butelie medie europeană plină, încărcate de mine, regulatorul de gaz este pe butelie, mai avem aici două blocatoare pentru roți. În rest v-am arătat colțurile luate pe deasupra, peste tot. Da, deci mă miră faptul că nu are zgârieturi deloc pe aici prin bulk. Foarte puțin folosită, fără uzură, o să vedeți și la interior. Aici avem suport de biciclete Fiama, două biciclete, se poate rabata de aici de la chestiile acestea. Șasiu Alco, cârligă antibalans Alco. Cablu pe 13 pin, deci o să, când sunteți cuplat la mașină, o să aveți, o să aprindă luminile în interior și de la mașină. Încarcă și bateria de la mașină în mers. Bateria rulotei plus bateria mașinii. Avem cablu de siguranță. Roată mare, la fel Alco, de manevrare. Haideți să închidem totuși asta ca să arate mai frumos. Nu mai bag acum în făgașul ei. Mergem mai departe. I-am pus și o baterie. Doar mai trebuie trase borne și montată.
Aici avem un acțipil cu kilogramele rulote, 1100 mma și 100 este sarcina pe ProTap. Seria de șasiu, plus încă mare e o serie de șasiu direct pe șasiu. Geamurile sunt intacte, nu este niciunul spart, fisurat sau crăpat. Are și poziții pe lateral, câte 3 bucăți pe fiecare laterală, în afară de pozițiile din față și cele din spate a gabariticele, pe LED. Ușa de vizitare. Aici cred că o să am nevoie de lanternă. Deci aici o să băgăm copertina, bucătăria aceea Crespo când e pliată și ce mai avem noi să depozităm. Supatul matrimonial din față. O să vă arăt pereții prima oară. Da, totul impecabil, fără infiltrații, fără pete. Colțul celălalt, acolo avem prize ceva electrice. Aici avem patul matrimonial, 2 metri pe 1,40. O să vă arăt și aici și în partea asta lemnul. Ok, veniți și o verificați pe toate părțile. Nu știu dacă se vede foarte bine că e cam mult soare. O să vă arăt și amortizoarele, care amortizoare la roți, Alco. Șasiu galvanizat, bineînțeles de Alco. Să vă mai arăt și podea. Arată foarte, foarte bine. Ușa din două bucăți, o să închidem imediat. La intrare avem coadă de motan anti-insecte. Da? Deci din două bucăți. Cam așa arată. O să lăsăm deschisă ca să nu murim de cald. Aici v-am arătat. Din nou aceste poziții laterale, plus lampa de gabarit. Nu prea are zgârieturi, nu prea a fost atinsă rulota. Poate aici un pic de tot, o scamă mică. Ok. Aici avem toaleta care este la jumătate, baia este la jumătatea rulotei. Din nou peretele. Un indicator al apei, cât apă avem pentru tancul de toaletă, care este separat de tancul de apă curată pentru bucătărie și baie. Caseta cea mai mare, Tedford. Toaletă fixă, Tedford. Cu roți, puteți să o trageți pe jos. Pe aici adăugați apa. Veniți cu furtunul și o umpleți. Pe aici se scoate, se trage prupeda asta în jos și o lăsa să curgă aici, iarna, ca să nu înghețe apa. Se vede acolo lemnul din baie, peretele. Băgăm înapoi. Totul funcțional. Din nou, roată cu jantă de aliaj. Aici avem priza de 220, intrarea 220 în rulotă. Cred că n-a scăpat nimic pe exterior, o să intrăm la interior. Avem pe OLX o poză postată cu această copertină. Vine cam până aici, vine și lateral puțin. Pe toată suprafața. Aici avem grilele de la frigider, acum este pornit pe gaz. Dacă l-auziți. Toate geamurile se deschid, toate geamurile au plasă de țânțar și parasolare. Pe jos avem linoleum. Asta este zona din spate, se lasă masa jos. Pe acea șină se face un pat de 2 metri cu 1,40. În față avem pat matrimonial fix de 2 metri cu 1,40. La jumătate avem bucătăria. Față în față avem o băiță destul de mare. Aici avem soba și să intrăm la detalii. ITP până în 2025. Data primei matriculări 2022, luna a 7-a, cum vă spuneam.
Să intrăm cu, să începem cu bucătăria ca să opresc gazul, să nu mai consumăm degeaba butelia. Deci avem aragaz și chiuvetă Dometic, scrie aici. Ăsta nu are piezo, trebuie să-i dați dumneavoastră cu bricheta. Funcționează că le-am probat de câteva ori. Pompa este prea puternică, are 18 sau 20 de litri pe minut, bagă foarte tare. Eu i-am dat acum la, cât să zic, 30-40% din cât poate să bage ea, vă aruncă apa din chiuvetă dacă o dați la maxim. Am uitat să specific că această rulotă nu a venit cu boiler. Se poate monta un boiler. Vă recomand direct pe gaz, de undeva de la 300 de euro second. Și atunci o faceți o rulotă de off-cam, pentru că bateria deja este aici apusă de mine, tank de apă la interior are, restul funcționează pe gaz. Deci aș lipsi un boiler, deocamdată ea are decât apă rece. E făcută de camping, pentru că, după cum știm, în afară de România, Bulgaria și Grecia, poate, nu te lasă să te duci nicăieri off-camping. Și atunci eu am început să fac rulotele pentru camping direct. Deci am probat chiuveta, plasele țânțari și parasolare la toate geamurile. Aici avem un televizor LCD micuț cu cablul lui. Toate ușile au push, acestea de la bucătărie. N-aveți ce infiltrații să găsiți, veniți și o controlați peste tot. Aici avem frigiderul. Acum este pornit în gaz. Avem aici indicatorul, ne arată că este sus, în gaz. Avem gaz 220 și 12 volți în timp ce o tractați. Să știți că pe 12 volți aici unde vă arată bateria nu o să răcească niciodată pe baterie, doar ține, menține rece dacă ați răcit frigiderul în prealabil pe gaz sau pe curent acasă. Când o treceți la mașină, o treceți direct aici la 12 volți ca să vă mențină frigiderul rece. Doar dacă aveți priză pe 13 pini. Am oprit acum gazul, o să coboare această lamelă, de aici dați cât vreți, mai tare sau mai încet. Rafturile toate sunt la locul lor. Congelator mare. Frigiderul este Tedford. La fel și pe lateral, avem vreo 2-3 spații de depozitare. Aici mai avem un sertar buton cu push la fel. Încă un sertar buton cu push. Să iau lanterna. Pereții frumos. Aici avem apărătoarea peste roata de rezervă. În afară de plasticul acela ordinar, am mai pus și o spumă ca să o izoleze mai bine. Avem robineții de gaz. Ăsta aragaz, frigider și sobă. Scurgerea de la apă de la chiuvetă. Față în față avem soba trumatic pe gaz, piezo automat, de cât îi dați la 1.45 începe și dă scânteia, apăsați înăuntru, a pornit, după ce pornește îi dați drumul la robinet și să căutăm flacăra, vedem unde este, da, se vede acolo, a trecut în injectorul mare, deasupra avem spațiu mare de depozitare, cu de aici trebuie trase fire și scos de cineva un electrician. Făceam noi, dar electricianul meu este plecat în concediu toată luna. Deci trebuie trase niște fire, 12V și pus o baterie undeva acolo sub pat, lângă tancul de apă. Aici sunt toate actele rulotei. Avem evacuarea de gaze a sobei. Să vedem și cum arată peretele frumos. Mergem mai departe. Hai să începem cu, sau să terminăm cu baia, să terminăm cu jumătatea, da? Jumătatea rulotei. Cădiță impecabilă, nu s-a făcut niciodată duș în ea. Să dați seama dacă nu are apă caldă. Aici avem chiuvetă. Hai să dau mai jos ca să nu dea jetul foarte tare să ne sară apa din chiuvetă. Avem o oglindă, lumină pe 12V, trapă mare 40x40 cu 3 trepte. Avem plasă de țânțari și parasolar.
Să închidem totuși, să nu uităm așa. Mai avem aici două sertare cu butoane pe push. Să vedem pereții. Am aici un numeraș. Aici este apărătoarea peste roată. Și aici avem toaleta Tedford, modelul nou, pompă electrică. Da. De aici, de la clapeta aceasta, facem evacuarea, să mai dăm puțin. Este băgat acum substanță albastră, dezintegrator. Cam atât la băiță. Să oprim și lumina, să nu uităm pornită. Avem și aici lumină, la fel. O priză pe 230. Mai avem aici 3 prize montate extra. Aceasta este ventilația aceea permanentă pe care v-am arătat-o, partea din față și partea din spate. Deci două ventilații permanente. Avem aici două întrerupătoare. Unul aprinde acele lumini din lateral și una plafoniera. Deci sunt luminile destul de puternice la această plotă. Mai avem aici un întrerupător pentru această plafonieră. Să luăm cu partea din spate, prima oară pe sus, vedem pereții, cum arată. Deschidem toate spațiile de depozitare. Unde e lanterna? Deci este zi, până dulapuri mai este întuneric. Impecabil arată. O lotă puțin folosită. Uitați-vă că nu are uzură deloc pe nicăieri. Nu e zgâriată mobila sau... Se vede când o rulotă nu este uzată. Ați văzut și în bulk. Da? Arată perfect. Ușor, închidem. Așa. Pe spate avem 3 geamuri. Deci geamuri în toate direcțiile. Să o luăm prima oară pe după perdele să vă arăt. Pereții rulotei. Le ținem undeva trase. Da? Și pe aici, pe jos, pe lângă masă. Nu aveți ce să găsiți la această rulotă, veniți să o verificați. Nu are infiltrații, nu are probleme. Canapelele arată foarte bine, nu au fost spălate, așa sunt ele, cu roșu frumos. O să le dăm pe rând, la o parte. Pernele sunt destul de drepte, deci o să facă patul destul de drept. 2 metri cu 1,40. Se lasă masa jos, îngenunchează piciorul. Și mai avem aici un lemn care se continuă, pentru că nu e atât de lungă masa cât este patul. Da? Se vede? Se pune aici acest lemn. Pereți. Colțuri lotei, acolo avem niște prize. Punem, opa, ușor. Punem canapelele la loc. Nu vă mai fac acum patul. Nu. Îl fac direct. Acesta poate să și culiseze ușor. Da, deci dacă vrem să avem mai mult spațiu într-o parte sau în alta, să dăm și aceste perne la o parte. Nu, colțuri lotei până jos. Aici avem tancul de rezervorul de apă curată. Avem și un întrerupător foarte bun. Când vreți să o oprim să nu mai meargă pompa. Este de 24 de litri. Aceasta este bateria de la BMW Varta 80 de amperi 12 volți AGM. Hai să vedem unde scrie, că scrie și AGM. Mai văd acum. În fine, aici scrie, da? Nu vedeam, de nas.
Bateria aceasta am căutat-o pe net și costă 1500 de lei, deci 300 de euro. Am pregătit aici și o șufă de prindere pentru când o să o montați undeva probabil aici, ca să trageți cât mai puțin cablurile. Are și aceasta șufă și două lemne puse ca să nu plece de aici. Ia să vă arăt colțurile rulotei. Sper că se vede. Nu mai știu unde e lanterna. Sper că face șarf. Da? Ok. Mergem mai departe. Să vede și aici, sub geam, la fel. Plase de țânțari și parasolare. Din nou o priză de 2,30. Să punem canapelele înapoi. Să dăm și patul înapoi pe jumătate. Cred că l-am scos cu totul acum. Așa. L-am centrat cât de cât. Foarte bun acest linoleum pe jos. Se curăță ușor. Și a mai rămas partea din față. Hai să începem cu dulapurile de depozitare. Să aduc lanterna. Da. Total frumos. Și lemnul acesta foarte deschis, adică culoare cireș, a zice. Ok. V-am arătat aici lampa, întrerupătorul. O să mergem în față acum, să mă sui puțin. Așa. Să luăm colțurile la rând. Da, de sus până jos. Să luăm și în partea cealaltă. Și blatul acesta. O să dăm puțin la o parte și să ne băgăm aici, să vedem. Nu știu dacă se vede bine. Peretele. Sper că se vede. Dacă nu veniți și o verificați la fața locului, vă garantez că nu aveți ce să găsiți probleme. Acum să ridicăm și patul matrimonial. Aici chiar avem nevoie de lanternă. La acest pat matrimonial lipsește, nu știu, un picior de susținere, ceva, nu i-a pus nimic. S-a avut și cineva l-a scos. V-am arătat și de dedesubt. Aici trebuie să montați și dumneavoastră un picior de susținere ca să țină ridicat acest pat. Când aveți nevoie. Ușa de vizitare, v-am arătat-o dinspre exterior. Cam atât și aici, la patul matrimonial. Ok. Deci cam atât despre această rulotă de două zone de dormit. Aici avem trapa mare cu parasolar și plasă de țânțari. O rulotă de două zone de dormit, două paturi mari de 2 metri pe 1,40, 2007, foarte ușoară, are 1100 de kg MMA, deci puteți să o tractați cu orice mașină, bineînțeles cu categoria B. Cu baterie, cu suport de biciclete, copertină și alte cele. Pentru mai multe anunțuri, căutați-ne și pe OLX, Rulote Câmpina, sau ne scrieți direct pe WhatsApp. O zi frumoasă să aveți!